subiect de asemenea extrem de interesant, relocarea forței de muncă între regiunile României. Aici am o observație proprie, nu știu dacă se leagă și dumnealui de acest lucru, dar ceea ce părea să fie un avantaj pentru noi, și anume că suntem o țară de proprietari de case, părea un avantaj față de alte țări, e consider un dezavantaj în ceea ce privește mobilitatea pe piața muncii. Pentru că dacă stăteam cu chirie, poate că era... Da și nu. Pentru că mobilitatea vine din mediul rural sau din țările, din zonele foarte sărace și se adresează zonelor dezvoltate economic a României, respectiv Transilvaniei, orașelor ca și Timișoara sau județul Timiș, Arad, Cluj, Mureșele, care au fost prezentate mai devreme. Da, mulțumim. Bun. Sunt Florin Godean, sunt country managerul ADECO. Sunt de 12 ani în această industrie și practic am văzut cum a crescut industria de recrutare, industria de muncă temporară. Suntem liderul de piață la nivel național și pot să spun că la nivelul anului 2015 am angajat 37.000 de oameni. 37.000 de contracte care au lucrat pentru diversi clienți ai noștri, majoritatea companii multinaționale. Dacă ne uităm și o să pun acum un reportaj în care arată ce înseamnă recrutare, ce înseamnă recrutare în primul rând de muncitori, cum se desfășoară acest lucru și în ce situație am ajuns, cred că va fi relevant pentru ceea ce va urma ca și prezentare. Pentru că nu mai găsesc forță de muncă ieftină în București, firmele de resurse umane au început să caute angajați în localitățile aflate și la 80 de kilometri distanță. Agenții de recrutare merg în adevărate caravane prin județele din jurul capitalei și duc la interviurile cu angajatorii zeci de oameni în fiecare zi. Astăzi la primărie, da, cu celelalte, doamne. Bun. O să ajung și eu imediat. Firma pe care o reprezintă Andrei monitorizează 80 de sate din Giurgiu ca să găsească forță de muncă necalificată și ieftină. Am asigurat că vor lua și fetele fără experiență. Astăzi are de făcut o livrare importantă de 20 de oameni. Ca ocazie, 1200 este salariul net. Angajatorul asigură transportul, tichetele de masă, iar pentru munca de noapte oferă un spor de 25%. E convenabil cu salariul și cu transportul. Ce faci cu banii? Păi, haine, cosmetice. Totuși, 10% nu se prezintă la muncă, deși sunt selectați. Firmele recunosc, au ajuns să se bată pe oamenii necalificați. Nu suntem numai noi cei care recrutăm din zonele acestea. Oamenii din localități sunt atâți, sunt numărați. De multe ori, da, primul interviu are loc pe stradă. Mă dau pierdut mașina. Ați pierdut mașina? Da. Are o șansă și mâine. Firmele din București angajează pe bandă rulantă. Suntem la ieșirea din capitală, lângă autostrada București-Pitești, unde acum 5 ani era un câmp gol imens. Acum zona este plină de depozite și continuă să se dezvolte. Potrivit firmelor de recrutare, toate aceste depozite au nevoie acum de cel puțin 600 de oameni pe care să îi angajeze imediat. Nu găsim volumul respectiv de candidați în București. Bucureștiul s-a dezvoltat foarte mult zona de logistică, probabil datorită dezvoltării comerțului online. Creșterea a fost de 50% anul trecut. Cu toate acestea, firmele de recrutare susțin că deocamdată companiile nu-și permit să crească salariile. Ok, cam așa arată lucrurile. Din păcate, am ajuns să aducem oameni din țările, din zonele puțin dezvoltate către zonele mai dezvoltate economic, însă nivelul salarial este extrem de periculos, de aproape cu ajutoarele sociale pe care aceste persoane le primesc. De aceea avem situații cum am avut în Vaslui, de exemplu, unde într-un sat cu 400 de oameni, niciunul nu a dorit să vină să lucreze, li se ofereau casare, li se ofereau beneficii, n-au vrut să se mute pentru un astfel de salariu de 1200 de lei. Ceea ce spune ceva pe de-o parte. Pentru că nu mai găsesc. Ok, acum încerc să trec. Credem destul de puternic și milităm pentru lucrul acesta. Creșterea salariului minim va schimba ceva. Angajatorii, nu toți angajatorii sunt foarte încântați de această propunere, dar cu salarii care ajung la 900 de lei, 1000 de lei pe lună, cineva nu poate să trăiască din punctul nostru de vedere și nici nu va fi dispus să lucreze sau să se relocheze de la casele lor sau de la grădinile pe care le au și unde au acea agricultură de subsistență.
Ce s-a mai arătat mai devreme e o problemă foarte ridicată, și anume faptul că majoritatea oamenilor dispar din România. Avem 2 milioane de locuitori care au plecat în străinătate, iar pensiile în curând nu vor mai putea fi susținute de către angajații pe care îi avem în momentul de față, în mod legal. Am mai făcut un studiu la nivel global și ceea ce este interesant este faptul că România se află pe locul 52 ca atractivitate din 104 țări pentru oamenii din afara României. Adică există un interes, un oarecare interes pentru străini să vină în România. Părerea noastră e că acest nivel trebuie să crească și în același timp să reușim să atragem oameni din zonele mai dezvoltate, și aici poate fi Republica Moldova, poate fi Serbia, chiar dacă este o țară extracomunitară și cu mari probleme de integrare a candidaților, dar putem să ne uităm și la criza emigranților și să vedem a refugiaților și să vedem în ce măsură putem să integrăm pe piața locală. Asta ar fi câteva soluții pe care le propunem. Simularea creșterii demografice, subiect care a fost atins și care nu știu în ce măsură se poate face, pentru că, într-adevăr, tinerii trebuie încurajați să crească natalitatea, trebuie să existe inițiative fiscale care să ducă la această situație. Trebuie să stimulăm imigrarea selectivă, iar modelele pe care le avem la nivel global și care sunt reprezentative sunt țări ca și Canada, sunt țări ca și Statele Unite ale Americii, sunt țări ca și Germania, care atrag forțe de muncă, dar într-un anumit mod, adică nu există o barieră deschisă și oricine poate intra. Trebuie să atragem creiere, trebuie să atragem oameni calificați și să-i facem să vină în România. Iarăși, părerea mea că guvernul are un rol foarte important, pentru că dorința de emigrare, sunt multe țări sărace, cum este India, Moldova, în care sunt persoane calificate, ar dori să vină într-o țară ca și România. Dar asta iar depinde de politica guvernului și ce se întâmplă. Corelarea educației cu piața forței de muncă. S-a discutat destul de mult despre ceea ce se întâmplă în momentul de față, iar lucrurile sunt dezastroase, nu au absolut nicio legătură ceea ce se pregătește în mediul academic, cum se pregătește studentul, ce se întâmplă pe piața forței de muncă, ce înseamnă practica studențească. Am avut cazuri foarte plăcute, dar de multe ori am avut situații în care pur și simplu așteptările studenților erau foarte ridicate, cunoștințelor erau foarte scăzute, iar rolul angajatorului a fost să formeze acel student, iar durata unei formări este destul de lungă, ceea ce creează probleme. Iar ca să avem o concluzie vis-a-vis de ceea ce înseamnă piața forței de muncă în România, cred că sunt câteva aspecte care trebuie luate în considerare. Nu mai există populație, populația dispare din România, mai ales dacă ne ducem în zona săracă în care lumea emigrează. Există o problemă de management a companiilor, în sensul în care cultura organizațională nu e la nivelul acela la care ar trebui să fie pentru a ține forța de muncă în cadrul companiei, a o motiva și a o face să se simtă parte a activității pe care o desfășoară. Și iarăși rolul guvernului este extrem de important ca lucrurile să se întâmple și să meargă în direcția bună. Iar din punctul meu de vedere, măsuri imediate nu există. Părerea mea că o durează cel puțin 5 ani ca un guvern care să aibă o politică consecventă să ajungă la acel punct în care să reușească să mențină forța de muncă în România și să asigure nevoia pe care companiile care își desfășoară activitatea aici au. Ca și date statistice, vă mai spun că în calitate de ADECO avem deschise săptămânal 1000 de poziții, începând de la muncitor până la director general, în care cu greu reușim să acoperim 50%. La nivel național, în toate cele 16 orașe în care activăm. Deci locuri de muncă există, oameni nu există și poate nici dorința de a lucra atât de mult aici lasă de dorit.
Bun. În punctul meu de vedere am fost destul de scurt și cred că am acoperit ceea ce se întâmplă din perspectiva angajatorilor și sper să avem mai multe întrebări în care să pot să vă răspund. Mulțumesc! Mulțumesc!